aceste gesturi, m-au surprins aceste gesturi ale domnului primar, pentru că astea le făceau PSD-iști în perioada 2004. 2004. Cei care mă cunosc știu că am scris și o carte pe tema asta. Și sunt surprins acum să constat că primarul Gheorghe Ciuhandu, care se pretinde un apărător al creștin-democrației și care s-a pretins în toți acești ani în Timișoara a fi un om care face altfel politică decât urmașii Partidului Comunist Român, reacționează ca un prim secretar PCR, reacționează ca Adrian Năstase, reacționează ca președintele de tristă amintire al Consiliului Județean Timiș, Daniel Șipoș. Exact așa a reacționat primarul Gheorghe Ciuhandu. Și a înțeles să-mi trimit o scrisoare. Inițial mi-a spus, eram în concediu atunci, m-au căutat colegii din presă pentru că a ținut o conferință de presă, să-mi ceară punctul de vedere, și a declarat la conferința de presă că nu mai am acces în primărie. Mie mi s-a părut o glumă de prost gust. Sigur, inițial am dat un răspuns în glumă, am spus că sunt bucuros pentru că dacă nu mai am acces în primărie, nu mai trebuie să-mi plătesc impozitele. Dar dincolo de asta, este un abuz cras. Pentru că primăria municipiului Timișoara nu este moșia lui Gheorghe Ciuhandu. Primăria municipiului Timișoara este o instituție publică, plătită din banii mei, ai dumneavoastră și ai telespectatorilor, pentru ca să ne rezolve nouă problemele. Nu pentru ca primarul Ciuhandu se poartă ca un baron pe moșia lui și să decidă cine intre acolo și cine nu intre acolo. N-are niciun drept să facă asta primarul. Orice cetățean al acestui oraș are dreptul să intre în primăria municipiului Timișoara. În orele de program să-și rezolve problemele. Dacă acel cetățean este jurnalist, avem o lege pe care funcționăm și este dreptul meu de jurnalist să fiu la conferințele de presă și să pun întrebări și să scriu despre activitatea instituției. A încercat inițial să trimită scrisori la ziar să nu mai fiu primit în primărie, după aceea a postat acea retragere a acreditării mele pe site-ul primăriei. De ce a postat-o? Pentru că în ziua în care a postat-o, eu am fost la conferință, mă întorsesem din concediu și am fost la conferința de presă de la primărie, pentru că vroiam să scriu un articol despre Bulevardul Rebreanu, care este de peste 5 ani de zile în reparații. Foarte mulți cititori ne-au trimis scrisori la redacție și ne-au rugat să scriem, să ne interesăm ce se întâmplă cu acel bulevard. Și m-am dus pur și simplu, dorind să-mi fac meseria, ca să-l întreb pe primar, știam că vine primarul, când se vor finaliza lucrările la acest bulevard. În momentul în care am pus această întrebare domnului primar, pur și simplu, a făcut un gest care mie mi se pare chiar la limita bunului simț, pur și simplu s-a ridicat și a plecat din conferința de presă. Deși erau colegi care mai aveau să-i pună întrebări. Chiar s-au supărat pe tine colegii din presă? Nu s-au supărat. Asta a fost o glumă, da. Ca o glumă. Și după aceea a postat pe site acea retragere a acreditării. Moment în care am luat decizia, sfătuindu-mă și cu colegii din redacție, am luat decizia de a înainta această plângere penală, pentru că mie nu mi se pare normal, dincolo de persoana mea, și dacă ar fi fost alt coleg din presă în această situație, aș fi reacționat la fel de vehement, pentru că nu mi se pare normal ca în Timișoara anului 2007, un politician, chiar dacă este Gheorghe Ciuhandu, care stă atât de bine în sondajele de opinie, orice fel de politician, să se comporte ca un prim secretar PCR. Pentru că în acest oraș, mai mult decât în oricare oraș din România, trăiesc încă rudele celor care au murit la Revoluție, pentru ca niște oameni ajuns la putere să nu mai aibă astfel de comportamente. Da, hai că cădem în patetism. Nu e patetism, sunt niște principii la care eu țin foarte mult. Haideți să vedem cât de legală este decizia primarului Ciuhandu de a interzice accesul în primăria unui jurnalist care își face datoria, evident. Cred că în bună parte răspunsurile a dat și domnul Limbot, însă vreau să vedeți și partea dură, partea reală a lucrurilor. Vom merge și în culisele acestei decizii, pentru că sunt foarte interesante. Uneori pare interesant când vezi o astfel de decizie. Vreau să spun că, din câte știu, este singura decizie de acest gen dată de la 90 încoace de către un primar al Timișoarei vis-a-vis de un jurnalist. Ori cine l-a sfătuit pe domnul Gheorghe Ciuhandu, pe domnul primar, care de altfel mi-era simpatic până la această gafă politică, l-a sfătuit prost. De ce? În primul rând că acțiunea domniei sale este absolutamente ilegală. Nu poți să retragi acreditarea unui jurnalist, chiar dacă este incomod, chiar dacă nu-ți place că nu scrie întotdeauna bine despre tine sau uneori
exagerează în articolele, pentru că asta îi se reproșează domnului Onibot, că exagerează în articolele sale. Niciodată și nici în cadrul procesului pe care l-am promovat, nu am făcut dovada vreunei plângeri, vreunei acțiuni judecătoși prin care a cerut corectarea, rectificarea acelor informații care se bazau de fiecare dată pe consultarea domniei sale. Subiectele despre care un ziarist scrie legate de un om politic, nu și le alege omul politic. Cel puțin îmi place să cred că sunt încă publicații, sunt încă televiziuni care își mențin o anumită doză de independență. Dar revenind la ilegalitatea gestului domnului primar, v-aș învederea faptul că în articolul 18 din legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, avem o prevedere clară. Retragerea poate interveni, retragerea acreditării, doar în situația în care ziaristul pune în pericol grav funcționarea instituției publice și nu-mi amintesc să fi creat o astfel de stare de instabilitate încât funcționarii primăriei să protesteze cu pancarte ca urmare acestor articole, iar retragerea acreditării e foarte important, cea de-a doua condiție care trebuie cumulativ să fie în cu prima, retragerea acreditării să nu aibă legătură cu articolele și cu opiniile exprimate de ziarist. Ori vedeți dumneavoastră în comunicatul postat pe site, pe site-ul primăriei, tocmai acest lucru îl reclamă domnul primar. Faptul că urmarea articolului scrise de domnul Mălin Bot a luat această decizie de a-i retrage acreditarea. Nimic mai stupefiant din partea unui funcționar care are acces la consultanță, la oameni de pregătire, care ar fi putut spune, în primul rând, că gestul său este ilegal și va fi, din punctul meu de vedere, fără doar și poate, tranșat de instanță și nu va face altceva decât să confirme ceea ce vă spun în seara aceasta, pentru că niciun judecător cerebral din țara aceasta nu va putea să confirme un astfel de gest al unui funcționar public de retragere a acreditării, câte vreme, repet, condițiile legale nu sunt îndeplinite, iar pe de altă parte consider că este o gafă politică care o să vedem dacă va fi sau nu va fi sancționată și altfel.